Bună, dragilor, eu sunt Vasti, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face foi de napolitane umplute cu cremă caramel, iar pentru asta am nevoie de următoarele ingrediente. Am nevoie de un pachet de foi de napolitane, adică 250 de grame de foi de napolitane. Eu am aici un pachet cu 5 foi, 100 de grame de nucă măcinată, 250 de grame de mascarpone, 250 de ml de smântână lichidă neîndulcită, o cutie de caramel la 397 de grame, 2 linguri de zahăr pudră, puțină sare și esență de vanilie. Dragilor, începem prin a face crema. Voi pune într-un bol cele 250 de grame de mascarpone. Peste care voi adăuga frișca lichidă și voi adăuga și cele 2 linguri de zahăr pudră și voi mixa totul foarte bine. Adaug peste și caramelul. Adaug și nuca măcinată, un praf de sare și voi adăuga o linguriță, două de esență de vanilie. Și mixez totul foarte bine. Dragilor, începem asamblarea prăjiturii și eu am aici un platou pe care voi pune foarte puțină cremă pentru a nu aluneca foile și voi pune prima foaie de napolitană, peste care voi pune cremă. Întind crema foarte bine pe toată suprafața foii de napolitană. Voi lua cea de-a doua foaie și o voi pune peste. Și procedăm la fel, punem crema peste. Adaug peste și ultima foaie. Voi pune pe deasupra o hârtie de cot, peste care voi pune un tocător de lemn. Pentru a presa foarte bine prăjitura. Și voi da prăjitura la frigider pentru 2-3 ore, după care o putem porționa și o putem servi. Dragilor, am tăiat foile de napolitană cu cremă caramel, așa arată. Ați văzut și voi că nu necesită foarte mult timp și nu necesită nici foarte multe ingrediente. Este o prăjitură foarte, foarte gustoasă și foarte ușor de făcut. Sper să încercați și voi și să vă placă. Iar dacă v-a plăcut, dragilor, nu uitați like, share și subscribe. Până data viitoare, aveți grijă de voi și ne auzim la următoarea rețetă. Pa, pa!